Etapa 13 a campionatului Ligii 1 aduce o deplasare dificilă pentru albnegrii în Ștefan cel Mare. Dinamo și-a revenit după venirea pe banca tehnică a lui Dușan Uhrin și speră din nou la play-off. De partea cealaltă, gaziștii sunt de etape bune în primele 6 clasate și vor să rămână acolo, iar pentru asta au nevoie de punct sau puncte. Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu cu o echipă foarte bine organizată, cu calitate individuală care în ultimele 5 jocuri are doar o înfrângere. Un antrenor ceh care și-a pus amprenta în ultima perioadă asupra jocului lui Dinamo. În ceea ce ne privește, noi pregătim foarte atent și responsabil toate jocurile. Mereu vrem să obținem victoria din aceste jocuri. Avem nevoie de puncte și trebuie de fiecare dată, din fiecare joc, să luăm punct sau puncte. Jucătorii care lipsesc atât la Dinamo, este vorba de 2-3 jucători care au apărut în prima formulă de bază, plus și la noi este vorba despre Ionuț Larie. Sunt jucători importanți de care echipele lor au nevoie să fie în primul 11. Dar fiecare component al lotului este dornic de a aduce un plus atunci când vine pe teren, respectiv în primul 11, și sunt convins că vor înlocui cu brio, mai ales la noi, jucătorul absent. O echipă care joacă un fotbal bun acasă, dar și noi ne-am pregătit foarte bine în această perioadă de pauză și mai avem 2 zile să pregătim foarte bine meciul și mergem să câștigăm, să ne respectăm statutul din clasament. Deci pauza competițională a fost de demangul? Da, foarte. La aceeași întrebare, v-am mulțumit un punct în capitală? Orice punct e bine primit. Avem șanse foarte mari la play-off. Eu de asta am și venit la Gazmetan, știam proiectul. Și ăsta e principalul nostru obiectiv, intrarea în play-off anul acesta. Partida dintre Dinamo și Gazmetan Mediaș va avea loc vineri de la ora 20:30.